gestos la masă. Ce să mai și ne strângem la masă aici și discutăm și facem frumos. Hai, avem și cărți. Îi facem de 2 ani. De 2 ani de când nu mai face radio, mă. Radu Buzăianu, bună dimineața. Bună dimineața dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Și telespectatorilor, telespectatorilor și oamenilor care poartă da, căști. Da, pe bune, ca să te obișnuiești cu ideea că și la radio facem televiziune. Da, mă, e camera pe tine, de-aia am zis. Da? Nu, mai ales la radio se face televiziune. Normal. De aici începe. Ce face Radu? Ți-a fost dor de radio? Foarte dor. Chiar veneam spre voi și mă gândeam, zic, bă, dacă aș avea emoții în legătură cu ceva, cu vorbitul la radio. N-am mai vorbit de vreo 2 ani și ceva la radio, la televizor și dacă mă trezești din somn, Radu, vin un pic până încoace, avem o cameră, pac, trebuie să discutăm niște treburi, îmi zici subiectul și mă mobilizez. Bă, la radio e altceva, e alt sentiment, e altă viață la radio, da. Și veneam așa cu un soi de emoții, vă ascultam o mașină, am mașina lui mama pe mână, că a mea s-a stricat zilele astea. Și bănănăiam până radiourile alea pe acolo, ascultam tot felul de radiouri greșite, zic, băi, nu trebuie să existe așa ceva. Într-un final am ajuns la voi și le ascultam și pe fostul meu coleg de la radio, pe Tudor. Pe Tudor, da, mă, că aici Tudor, e o gașcă întreagă de oameni de radio, așa, s-a strâns toată gașca. Da, și cu vocea aia lui și zic, bă, nu-i normal așa ceva, mă, de dimineață, mă, nu-i normal, adică cumva ridică prea mult... Da, trebuie să ținem pasul cu el, știi, nu e, da. Nu poți să vii cu vocea aia. Ce vrei să și el o pâine. Știi, și lumea zice, mamă, ce tare e băiatul ăsta, ce emisiune face? Face știri. Cam așa. Asta vine să-l întreb, ce vrei să demonstrezi cu treaba asta? Da, exact. Deci de fiecare dată când deschide, ce vrei să zici cu asta? Vii tu să, să strici aici piață. În rest, despre televiziune știm cu toții, te putem urmări, te putem asculta acolo și, bineînțeles, mai nou te putem citi și ne bucură foarte treaba păi asta. De când? De sâmbătă, nu? De a sâmbătă, fost da, oficial. Am lansat, editura Sofia a publicat o carte de interviuri la care lucrez de vreo 10 ani, adică așa, în paralel cu viața mea, mai făceam cât un interviu cu personalitățile acestea. Știi cum zice cântecelul? What took you so long? Ai vrut tu să o bibilezi, să iasă într-un fel anume sau pur și simplu acum a fost momentul? Trebuia să se sincronizeze niște lucruri, știi? Adică erau multe de pus cap la cap. Avea groparul treabă? Da, și într-un final, de la grupar am început. Groparul a fost primul interviu pe care l-am făcut. Cred că acum vreo 10 ani, dacă nu și mai bine, cred că mai bine de 10 ani de atunci... Vreau să colaborez cu Marius Tucă la Jurnalul Național cu niște interviuri, știi? Okay. Și ăsta e primul interviu pe care l-am făcut, nu l-am publicat atunci, a rămas făcut, până la urmă nu s-au legat lucrurile acolo și a rămas cu interviu. Dar este cred un că interviu mai... cu? Cu un gropar de pe Alea Artiștilor, de la Belu. De la Belu. Cu Tase. Tase Groparu. Bă, este genial omul acesta, este cel mai important om care bine, tu ai, tu ai zis că na, cu el a început, dar eu știu, cu el se termină totul. Asta e capătul de linie, da. Cam așa. Și ce zice Tase? Păi ce putem afla de la el? Da, m-am dus acolo la Beluș, aș vrea să fac și un interviu cu un gropar. Era mai tânăr pe vremea aia, eram altfel. Și s-au mobilizat oamenii aia pe acolo, au început și mi-au scos pe băiatul ăsta, pe Tase, are așa vreo 40 de ani, era la vreo 40 de ani în momentul respectiv. Și zice, uite, ăsta știe să vorbească mai bine. Și a început Tase, sigur, el de vorbit, pare că nu vorba e principală. Vorbea cu mâinile. Activitate, dar mă, în simplitatea lui smucea niște filozofii de rămâne. Îți dai seama că el cu asta se ocupă, îngroapă oamenii în fiecare săptămână și cred că vreo 3 vin pe săptămână, cam asta e media, vin vreo 3 pe săptămână. Deci asta e bifa, atunci. Asta trebuie să-i bifeze dacă le are. Să fac și eu planul cu niște taximetriști. Planul, da. Am 3, n-au venit 3, se întâmplă ceva, nasol, știi, săptămâna asta, dacă nu. Și, bine, toată cartea are această coloană vertebrală a ei legată de relația noastră cu Dumnezeu. Cam pe toți am trecut prin aceste întrebări de genul acesta, pentru că mi se pare că este și o stingăcie cu care ne raportăm, nu știu, acum la ortodoxie, la religia în care am fost botezat. Mi se pare că se tratează cu oarecare stingăcie în sensul în care pare că e ceva din apanajul babelor la biserică, ori ortodoxia dacă e așa de la Nicolae Steinhardt încoace și înapoi, și încoace și înapoi de oriunde ai duce-o, mă, e ceva care ține și de mai ales de înțelepciune. Depinde, eu am citit mult în zona asta și pe mine mă deranjează foarte mult. Știi că și Bob Marley a devenit ortodox într-o zi de 4 noiembrie. Da, serios, chiar azi. Da? Nu a fost botezat în ortodoxie, într-o religie, mă rog, o ramură a ortodoxiei în Etiopia.
Și a luat și numele, îți spun imediat, Silasi la sfârșit. Uite, e o chestie pe care nu știam. Da, habar aveam și noi, am descoperit astăzi da, mă, ideea lucru. E că e cool să fii creștin, adică nu... Pă, bune, da, nu... a devenit o chestie stângace. Cumva, vezi, noi nu ne e un pic jenă cu situația în care ne aflăm. Adică e o caracteristică a românilor. În general, tot ce ține de ei, tratăm așa cu un oarecare dispreț. Așa, pare că, bă, ăștia suntem. Suntem așa într-o stare de mediocritate în care ne simțim bine. Ăștia adică... mici, mi se pare că fac semnul crucii, deci că vor să dea swipe, știi? Adică numai, nici pe ăla nu mai știu să-l fac, așa e o... Uite, Berhane Selassie. Da. Așa da. Se numește Depinde Bob Marley. Depinde cum o trăim. Uite, nu știam informația. Bună de tot informația asta, nu știam. Cine s-a ocupat de copertă? Și coperta are strânsă legătură cu... Da, e de acolo, din ramură. Apare și o cruce, da? Dacă ne uităm așa da, cei de la editură s-au ocupat. Hai să citim un pic dintre cei care sunt intervievați aici. Uite, okay. Un alt personaj la care țin foarte mult, Valentin Stefanovici, este un veteran de război. Avea, la momentul care făceam interviu, 99 de ani. Acum cred că deja a trecut 100. Nice. Și vorbea ca și cum era în timpul războiului. A prins cel de-al doilea război mondial, s-a bătut la Sevastopol, acolo s-a luptat, a mers, a făcut adres. Și vorbea de parcă era exact în centrul evenimentului, avea o claritate a relatării. Da, e mare lucru. Lăsând la o parte vârsta, e mare lucru. Bine, pentru un om care a trecut prin așa ceva. Niște experiențe pe care nu le uiți ușor și rămâi cantonat, practic, în... Rămâi prins în ele, da, și le relata cu foarte mare acuratețe și experiențele, domne, sunt ceva, adică nici noi nu ne putem imagina și, bineînțeles, că șansele sunt foarte mici, din fericire, să trăim așa ceva. Povestea că ăștia rușii cu care se băteau la momentul respectiv nu puseseră încă mitralieră pe tanc. Și asta a fost șansa, că datorită căreia a supraviețuit, că pe colegul lui, nu știu dacă nu-i prea de dimineață pentru detalii, l-a luat cumva pe șenilă. Și el a reușit să fugă. Deci, vă dați seama, un om care a trăit în astfel de experiențe. Da. Și l-a reușit austere. Să fugă, da, pentru că ăștia nu puseseră încă mitralieră. Urma să o pună, dacă o punea nu mai avea nicio șansă. E bine că n-a fost la inaugurare, știi? Că a scăpat, a ratat lansarea. De... Și mi-a plăcut tare mult. Zic, doamne, dar v-au decorat oamenii ăștia pentru ce ați făcut dumneavoastră, pentru așa. Zice, am primit, citesc din carte, am primit, zice, am coroana României în grad de cavaler cu panglică, aici panglică, da, în curcătura românia, da. Așa, de virtute militară. Am suferit mult în cauza asta. Scrie pe brevet pentru fapte de arme săvârșite contra Uniunii Sovietice. Deci vă dați seama cum trăia el, practic, el luptase o perioadă cu ruși și cum trăia el în România aceea care i-a dat această distinție pentru lupta împotriva rușilor. Uniunii Sovietice, da. Un fel de bravo, dar ai pun și o panglică, așa, ca să fie frumos. Andrei Dorobanțu, fizician și colegul nostru, să știi. Da, mă aici la București, a vorbit la lansare, e un modest fizician față de amploarea sa, adică ar trebui multă lume să-l știe, adică mi se pare că mă miră într-un fel că trebuie să-l explic de multe ori când îi spun, domnule, Andrei Dorobanțu, și trebuie să dau niște detalii, a trebuit să fie cam clar. Da, la ce echipă joacă, mai avem noi vorba asta, știi, cam asta e întrebarea românului, la din păcate. La lansare zice, vreau să fac și eu poză cu domnul Gabriel Dorobanțu, dacă se... în gara, aici, în gara noastră mică. E un om de o mare amploare în domeniul său și este unul dintre puținii care îți poate explica foarte bine și în interviu de aici. Pot explica foarte bine de ce fizica și religia nu sunt contrare, cumva. Știi că multă lume există acest obicei de a opune. Dom'le, mergem mai degrabă pe zona de știință sau mai degrabă de credință, că astea sunt opozabile, cumva. Ele sunt, și explică foarte bine aici în interviu, de ce ele merg foarte bine cap la cap. Pentru că, într-un fel, e o metodă de, și credința e o metodă de cunoaștere. Explică el foarte bine, nu vreau să-mi puținez din... Da, exact, să nu-i luăm omului creditul. De Dan acolo, Dan Mihăilescu, critic literat. Dan Mihăilescu. Tare de tot și discuția cu Dan Mihăilescu este... Am purtat-o la Casa Oamenilor de Știință, asta de vorbim, mi-aduc aminte... Într-o vară așa stăteam la o masă cu Dan Mihăilescu, la un șpriț de vin. Da. Și de la Dan Mihăilescu, dom'le, sunt multe lucruri de acolo. Mi-a rămas în minte un citat când era la Muntele Atos. Zice, dom'le, toți în jurul meu, în biserică, zice, au îngenunchiat și parcă simțeam că nu pot să fac lucrul ăsta, că aș fi nesincer. Și atunci am îngenunchiat în picioare. Mi-a rămas în minte expresia asta, am îngenunchiat în picioare. Da. Am îngenunchiat în picioare. De ținut minte. Pentru băieții ăștia de pe la fotbal, de se aruncă, fac simulări, ca să nu mai e galben, poți să deci te arunci în picioare. Dacă o să căutați în carte și interviul cu Dan Puric, să știți că el nu există, pentru că Dan Puric a mimat practic interviul. Sunt niște mâini care se mișcă mai pe mult, acolo. Da, de la Dan Puric, uite, și desprinde din discuție, pe finalul conversației mele cu el,
întrebarea, dom'le, ce ar trebui, după părerea lui, ce ar trebui să le dăm copiilor noștri în viață? Adică ce ar trebui să învățăm pe copiii noștri când pleacă în viață? Și mi-a plăcut foarte mult cum a rezolvat întrebarea asta. Zice, dom'le, ar trebui să învățăm zborul. Și mi-a povestit un, sub formă de metaforă, o chestie foarte interesantă legată de faptul că dacă te naști la crevedia între pui de găină, ai senzația că ești găină toată. Și un vultur născut între găini la crevedia acolo, la un dat trebuie aruncat cumva de pe munte ca să-și dea seama, să-și conștientizeze să știe situația. Da. Noi ne-am obișnuit în situația asta în care suntem și... Și aș merge cu filozofia mediocrat. Mai departe, l-aruncăm pe vultur, își trăiește propria viață, apoi va vâna găină. Bun, uite numai, bun de tot așezată. Dar până acolo, na. Bine, asta ieșind cumva de pe... Bine, el vrea să zică că mai era loc aici de un personaj, dar, mă rog, nu. Da, nu se știe pentru cartea următoare, da, următoare când așteaptă și la un interviu cu el. La cu venerabila vârstă de... Dinu Giurgescu, istoric. Dinu Giurgescu, istoricul, da. Era interviu pe care l-am luat, a fost în ultimile luni de viață, cumva, nu știu, cred că până într-un an oricum mai avea de trăit. Avea, cât nu mai mi-aduc aminte, vreo 90 de ani atunci când am stat de vorbă cu el. Tot așa, are aceeași claritate și capabilitate de a relata istoria. Fiind istoric, vezi că de obicei istoricul îți povestește despre ce s-a întâmplat, din a și trei ce s-a întâmplat. Da, asta e, că nu doar povestește din scrierile altora, ci este probabil chiar cel care e a scris. E martor de cele mai multe ori. Da, da, da. Bineînțeles, mai avem Gheorghe Zamfir, muzician. Aici nu știu dacă mai e nevoie de vreo prezentare. Da, nu mai. Dorel Vișan, actor. Acum sunt multe interviuri. Dorel Vișan, actor. Leon Dănăilă, neurochirurg. Aici aș relata un eveniment important când am ajuns să fac interviu. Mă rog, foarte... Atunci nu era parlamentar, în fine, nu e implicat în da. Alegeri, deci pot să-l pomenesc. Da, mă rog. Nu candidez. Tăiem de pe listă, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă îl punem acolo. Ion Iliescu, da. Cum îi zice, și am stat un pic în fața cabinetului domniei sale ca să intru. Mă rog, era cineva acolo cu un copil, o doamnă cu un copil, și se auzea pentru că se vorbea foarte tare, n-am tras cu urechea. Da. Deci nu era ca și cum. Vorbeau ei, era volumul dat mai sus. Și vorbeau. I-au ridicat calea prea mult. Așa. Și o auzeam pe doamnă care insista să-i dea ceva. Haideți, domnule, vă rog eu frumos, că mi-a scăpat copilul meu. Vă rog eu frumos. El, nu. Adică nu vrea să ia nimic din ce. Pentru că există acest obicei al românului, a doctor, domnule, să simți cumva. Hai, domnule, ia ceva. Parcă te simți tu ca doctor ajuns, te simți jignit dacă nu iei, știi? Mă, pare ceva dubios. Pare că dacă nu iei, pare că n-a ieșit bine. Deci pare, uite, nu vrea să ia. Este da, cumva doit om. La mijloc, e da. Ceva, da, e ceva putre. Ceva n-a ieșit, domnule, că n-a uitat o pensă acolo. Da, și ce mi-a plăcut mie din, mă rog, nu vreau să împuținez interviu, dar mult de tot mi-a plăcut în momentul ăsta în care mi-a povestit despre, știi că noi trăim așa, această dramă a spitalului, domnule, nu e o nenorocire. Și spune, domnule, dar totuși, ca să mai îmbunătățim un pic realitatea, zice, eu aș prefera, trebuie să preferăm un chirurg foarte bun cu instrumente de mâna a doua decât un chirurg foarte prost cu instrumente de mâna întâi. Adică, vezi aici... Băi, da, a pus și el punctul bine, că până la urmă nu operează singure. Ok, îți facilitează accesul către pacientul ăla, tehnologia însă nu poate face singură. Încă. E nevoie de asistare până și la mașinile autonome. Stai un pic, că până să meargă ele singure, e un băiat acolo care trebuie să-i mai dea câte o palmă, să-i zic alo, stânga, dreapta. Ăla încurcă tot timpul. Deci, da, ăla e ca agentul de circulație din intersecție. Știi că unde e agent de circulație, de obicei, cel mai uite, bă, ce a încurcat ăsta traficul. Păi deci și la spălătorile astea automate, când îmi bagă mașina, de fiecare îmi explică cel care e... Să nu mi-e volanul, să nu... Da. Dincolo, de până să ajung la cel cu explicațiile astea, e unul care îmi spune și este și un băiat care șterge un pic înainte să treacă prin da. Dă o spumă și o... Pic pe geam. Da. Ce aia e cel mai important lucru. Deci dacă, ca să, știi, ca cumva să te motivezi să-i dai omului alea exact. Ceva. Exact. Dacă nu făcea deci, el asta pe el... Cea mai exact. Tare. Deci dacă treci bine cu bine de asta, bun. Mihai Nicolae, un arhivist de meserie, o personalitate importantă, o să descoperiți acolo în interviu, povestește niște lucruri foarte... trebuie să pui în ordine lucrurile, adică arhiva, vezi, despre asta e vorba. Da, mă, exact. Păi noi știm bine. Aici că avem, la ce avem și noi aici în clădirea asta, da. E o nebunie întreagă. Pavel Chirilă, profesor doctor. Profesor doctor Pavel Chirilă are o clinică la care, bine, dincolo de multă lume, bănuiesc că știe că e un doctor esențial, dar are o clinică, asta mă fascinează foarte mult, unde vin oameni în stadiu terminal. Okay. Și îți dai seama că el cumva managerează ultimile clipe de viața ale acestora. Știi, e ceva în felul lui de a fi. E omul ăla, cum se zice, ca la purgatoriu, care îi poartă, știi? Da, e cu da. Barca, îi înoată pe unde are treabă. Uite, fiecare. Îmi povestea despre cancer aici, în general cu cancerul. Că în momentul când a intrat în meseria asta, cancerul era ca incidență
a opta cauză de mortalitate, cumva. Și acum a ajuns a doua și se estimează că în următorii ani devine prima după bolile de cardiovasculare. Și va deveni prima. Și mi-a explicat că, dom'le, există un soi de înțelepciune aici, pentru că bolnavul de cancer are, dom'le, știi cumva finalul, știi cumva parcursul care urmează, știi? Îți dă un fel de timing să spui lucrurile în ordine. Adică, vezi, față de bolile cardiovasculare care, mă rog, îți încheie viața. Da, pe nepregătite bruscă, asta îți dă cumva un spațiu de o rigoare de asta în care poți să ți așezi bine viața la final. Dar nu cred că era chiar curățenia de care aveai nevoie, știi, sigur, în ideea asta. Absolut. Manuela Hărăbor nu trebuie prezentată, actrița spectaculoasă, așa, în felul în care ți povestește esența vieții. Cine n-a văzut Pădureanca să o vadă în plină forță a frumuseții Manuela Hărăbor și acest Tase. Tase, bă, aici a groparul. Deci n-ai cum, aici e ceva de... E o înțelepciune făcută din vorbe puține, așa, a groparului Tase. El înțelege, zice, să mai vină lumea și în timpul vieții pe la să mai treacă lumea și în timpul vieții. Să ne vedem pe acolo. În timpul vieții, da. E de citită. Înțelepciune populară până la urmă. Populară, asta e, da. Care trebuie să recunoaștem. Nefiltrată, știi, nefiltrată. Uite, de exemplu, am avut un schimb de replici în sensul acela cu el, că el crede în Dumnezeu, știi? Zice, doamne, cred în Dumnezeu. Cum să nu cred în Dumnezeu? Vorba aceea, lucrez pentru el. Da. Cu asta mă ocup. Semnează contractul de muncă la sfârșitul zilei. Păi dar zice, doamne, dar mi-e frică de moarte. Păi cum așa? Dacă ne... Cum? Nu te-ai obișnuit cu ea, practic. Cine sapă groapa altă? Da. Dar mai e și ideea asta că, domnule, moartea trebuie să fie întâlnirea noastră cu Dumnezeu, dacă tu crezi. De ce ți-e frică? Domnule, zice, corect. Eu știu ce să... Vă zic că astea sunt mai complicate, zice. Era așa, într-o simplitate așa la situație și l-am întrebat, dar nu vi se pare că are un rost moartea totuși? Adică e ca un meci de fotbal, viața ar fi ca un meci de fotbal jucat într-una. Adică totuși sunt oameni care vând cartele la metrou. Vă dați seama ce ar însemna să... 1000 de ani să vând, adică totuși... Ce se mai întrerupă cineva și în activitatea aia? Dom'le, finalitatea asta are rostul ei, domnule. Adică mi se pare că e perfect povestită. Și doar așa poți să o iei de la capăt. Da, iertați în grupa, doamne, gluma, dar probabil că face și dezgropări ca să nu se plictisească. Păi asta zice, domnule, eu nu sunt de acord cu... Băi, nu știu, e prea de dimineață pentru subiect. Da, mă, că nu e. Până la urmă trebuie să râzi. Tu l-ai trecut acolo în interviu. Ce să vă... E gropar, ce vrei să... Despre ce să... Cum să îmbraci prietenos la radio? Știți, se ocupă, de fapt, cu săpămintele. Nu, este gropar. Dar asta de ce e omul. N-au căpătat, știi, frizerul devine hair stylist, adică tot timpul se dă un poate. Da. S-a dat o denumire în engleză. Gold digger. Gold digger, da, ceva, să pare de bine. Să pară mai bine, da. Da, tare de tot discuția asta cu mă uitam cu el aici, da, cu sicriu de firmă care ajung la 5.000 de euro. Deci e incredibil. Eu mă uitam, citesc acum din carte. Bine, el zice așa, vine cu tot felul de sicrie de asta din străinătate, nu încap în gropile noastre. Și vine cu sicrie Versace, vine, nu încap în gropile noastre. Ne-am trezit cu situația asta în care trebuie să băgăm mortul în groapă și nu încape sicriu, domnule. A trebuit să săpăm în plus. A trebuit să tăiem din sicriu. Vă iau extra pentru asta. Și ideea asta, știi că și am întrebat, domnule, dar există varianta asta care cineva stă așa în convoiul ăsta mortuar și admiră de unde ce mormântare frumoasă. Adică știi că ideea asta cu sicriu... Le-a ieșit bine, știu ce bine l-au băgat. Și bine a ieșit. Da, mă. Bă, îți dai seama că el are un set de valori. Gen, bă, asta mi-a ieșit bine. Da, știi? Bine. Groapa asta a ieșit bine. Glumele macabre la mormântare se nasc, n-ai cum să scapi de ele. Vin oameni care spun de fiecare dată, eu asta n-am simțit niciodată, ce bine arată, parcă doarme. Bravo, da. Deci când ești în... Îl estimezi, îl vezi, mă, e... Da, iei pulsul, dacă mi-e permis să... E ca la Lenin, așa, știi? Da, mă, deci se întâmplă, o găsim, o putem cumpăra, o găsim în biblioteci, o găsim unde... Pe istorie, căutați-o pe net, cel mai simplu, ca să nu mai complicăm. Așa. Să nu mai complicăm. Bun, vorbim despre Radu Buzeanu și anume pe Prispa Istoriei, dialoguri cu diferiți oameni, chiar din diferite domenii, absolut. Da. Pe asta și ideea, să acopere diferite domenii și să tragi așa concluzia comună, practic, din toate discuțiile astea, pentru că asta ai urmărit, ai spus tu la începutul interviului. Trebuie să aibă o centralitate toate conversațiile acestea și centralitatea asta este rostul vieții. Rostul vieții, după părerea mea, este legat de o relație pozitivă pe care noi trebuie să învățăm să o avem cu cel de sus. Cam despre asta e vorba. Și ce mai faci tu în general, așa, în pe general, lângă...
mă lucru aceste politicienii lucruri. În așa, noi știm, după amiază la televizor, cum asta mă ocup. Spre seara și îmi place că pare că mă, s-a aproape da, mușc un pic, mușc un pic din prime time. Da, 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 da. E matinalul de seară. Matinalul, da. Cum îl cheamă domnul Arafat? Emisiunea e în reluare dimineața, știi, de la 5 dimineața, ceva de genul ăsta. Și domnul Arafat deranja fiind de niște comentariile noastre, a publicat ceva pe Facebook la un moment dat și a spus: "Domnule, o emisiune matinală, Bună România, o emisiune matinală", a îndrăznit cu tare să zică. El o vedea într-adevăr la ora 5, dar era reluare, era dimineața, știi, era reluare. Și noi citind asta, n-am avut în vedere că e și în reluare. Și ne gândeam, zic, bă, omul ăsta, îți dai seama cum trăiește el cu munca asta lui, îți dai seama că nu mai știe când e noapte, când e zi. Dacă el se uita la noi dimineața, la ora 6 după amiază. Bă, e bine că aveți public de genul ăsta. Uite, apropo de public, trebuie să adaug repede. Domne, mare surpriză am avut și vreau să-i mulțumesc pe această cale la... trebuie să încheiem, nu? Da, trebuie să încheiem, de asta sunt cu ochii pe... La lansare cu... Tase, gropar, încântat! Cu domnul Adrian Vasilis de la BNR. Domne, a rămas în mască, n-am îndrăznit să-l invit, mă gândesc, bine, nici nu știam că știe cum o cheamă. Și m-am trezit cu el și cu soția, doi oameni extrem de eleganți, veniți la lansare să-mi strângă mâna și m-am trezit că la final, asta m-a încurcat cel mai tare, că trebuia să semnez cartea. Și trebuie să semnez domnul Cifre. Și domnul lui o bancnotă acolo, la BNR, să pui cartea între pagini, așa cum se dă. Și mă simțeam ca Emery Kenney. Mă rog, el era Emery Kenney, eu eram celălalt, nu pot să dau numele, persoană cunoscută. Așa, și mă gândeam, zic, uite mă, n-aș fi crezut că ajung în postura asta. Bine, vă mulțumesc tare mult. Mulțumim tare mult, Radu, cu siguranță ne mai întâlnim. Bucură-te când vine BNR-ul să nu vină ANAF-ul, știi? Da, ANAF-ul cu BNR-ul e ăsta bun, ANAF-ul e BNR-ul cu coarne. Nu, dar dacă vine ANAF-ul, spui și tu o piscină. Rezolv problema, ai văzut cum. Am văzut căderea, plonjeul. Empire State of Mind de la Jay-Z și Alicia Keys. În continuare, rămâi cu de 10 ori România, bineînțeles. Colegul Răzvan Petre vine și el un pic mai încolo. Până una alta. Să aveți o România bună în continuare. Doamne ajută-ne! Pa, pa! Ceau!